astăzi împreună unul dintre cele mai semnificative momente care au marcat procesul de formare a României de astăzi, 24 ianuarie 1859 fiind ziua în care Cuza, deja domna al Moldovei, devine și domnitor al țării românești. Pagina de istorie. Istoria se poate spune într-o frază. E simplu. Dar știm cu toții că ea se făurește în zeci, în sute de ani, ani formați din toate acele multe zile în care ne urmărim idealurile. Este această zi de 24 ianuarie cea mai importantă lecție despre beneficiile unirii care se reflectă în existența unui individ, a unei comunități, a unei națiuni. În această seară, Primăria Turda și Casa de Cultură Turda transmit mesajul binecuvântat al unirii într-un spectacol în două acte. Primul act, aici și acum, pe scena Teatrului Aurel Umania, prin programul pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră, iar al doilea, în piața 1 decembrie 1918, unde ne vom prinde toți în Gora Unirii și ne vom bucura de un foc de artificii. Fiind aici, cu siguranță veți fi și în fața primăriei, în piața 1 decembrie, pentru partea a doua a spectacolului a manifestărilor dedicate Zilei Unirii. Vorba lungă, nu e de dorit. Atâta lume a venit să vadă spectacolul din această seară care debutează cu ansamblurile folclorice ale Casei de Cultură Turda. 4 ansambluri și 2 coregrafi. Datina Turdeană, Comora Galene, care sunt pregătiți să intre în scenă, coregrafii domnul Cuchioar. Mulțumim că a adus copiii și adulții dansatorii pentru programul din această seară. Iar apoi, domnul coregraf Vasile Baciu va continua programul folcloric, dansul popular de debut în această seară, cu 2 ansambluri care au niște denumiri frumoase, metaforice, Mugurii Arieșului și Cununa Ardealului. Să înceapă spectacolul, să fie muzică bună pentru dumneavoastră. Hey!
lui Rebreanu și un coregraf minunat în turda. Dacă v-aș lua un interviu, v-aș adresa următoarea întrebare. E foarte ok, e foarte bine. Nu trebuie să răspundeți, eu doar adresez întrebarea. Din suita de manifestări artistice la care dumneavoastră ați participat și ați încântat publicul, dacă ne puteți, dacă vă amintiți un moment așa mai hazliu. Ni-l amintim? L-am și uitat. Felicitări! Foarte frumos! Și eu mă gândesc la... Mulțumim! Nu știu de ce mă gândesc la estetica imperfecțiunii a lui Nichita Stănescu. Ce cub perfect ar fi fost acesta dacă n-ar fi avut un colț sfărâmat. Și de aceea e cu atât mai apreciat cubul folcloric pe care ni l-a oferit domnul Baciu și înaintea dumnealui, domnul Cuc. Talent, dăruire și disciplină. Din partea coregrafilor, din partea copiilor și a părinților care îi duc constant la repetiții și în seara asta sunt spectatori pentru copiii lor. Programul nostru continuă cu un recital de muzică arhaică pe care îl vom vedea, îl vom auzi în această seară. Iar acest recital de muzică arhaică e un proiect muzical al lui Florin Ștefan, de altfel de 18 ani chitarist la Semnale. Florin Ștefan, care ca adevărat muzician și iubitor de românism, ne invită să descoperim, sau mai bine zis, să redescoperim tezaurul muzicii românești autentice. Tezaur ce valorifică piese din toate cele trei provincii românești. Fondul folcloric al tracilor, în care vom regăsi cântece străvechi din Țara Moților și din Maramureș, cântece patriotice, bijuterii muzicale ale secolelor 18 și 19, valorificate de George Enescu în Rapsodia Română, alături de inflexiunile profunde ale sârbei lui Dimitrie Cantemir, Doina din Ardeal, Ciobârlia. Iată doar o parte din repertoriul pe care Florin Ștefan cu taraful său îl vor prezenta în această seară pentru dumneavoastră. Iar instrumentele spun toată istoria neamului românesc de la șes până la munte. E o suită întreagă de instrumente care ne vor încânta în această seară, iar Florin Ștefan este un virtuos al câtorva dintre ele. Tulnic, nai, tobă, țambal, liră, copză, tilincă, zongoră, dobă, vioară, contrabas și o chitară electrică între atâtea instrumente arhaice. Doamnelor și domnilor, Florin Ștefan cu taraful său deschid pentru noi în această seară portative muzicale străvechi. Un recital în care vom vedea vârstele muzicii autentice cu Florin Ștefan și taraful său. Și din acest moment, ziara îi aparține, spectacolul care urmează, recitalul care urmează pe această scenă, iar artiștii, virtuozii noștri, ne vor însoți în plimbarea noastră după spectacol să vedem, să admirăm focul de artificii și, nu-i așa, să jucăm Hora Unirii. Florin Ștefan cu tarac, mulțumim că sunteți aici și publicului și artiștilor. Elementele surpriză s-au încheiat. Urmează... Am rămas fără cuvinte. Îmi amintește de un tratat de folclor românesc.